La fotbal, Rădoi a fost pariul lui Pițurcă. La tir, puștiul pe care a mizat Pițurcă a dat lovitura și a cucerit aurul european. Francesco Țigănescu a tras perfect la europenele de talere pentru junior din Croația și a plecat acasă cu medalia de aur. Românul de 19 ani a câștigat turneul după ce a prins cu greu finala. Anul trecut, el a ratat aurul la ultima tragere. Să ai răbdare, fii foarte bun. Francesco se antrenează cu Pițurcă. Fostul selecționar merge des în poligon. Eu nu pot să spun că sunt un tragător bun, nici măcar bun. Sunt amator. Vin aici între profesioniști. Francesco scoate pe tine. Sperăm să fie campion mondial. Îl vedeți la Olimpiada la Paris în 2024? Obligatoriu.